mărăstire și urmare. Roagă-te, Dumnezeu, pentru noi păcătoși. Vreme este a face Domnului, Stăpâne, binecuvintează. Binecuvântat, Dumnezeu, amin, roagă-te pentru mine, Stăpâne. Să îndrepteze Domnul pașii tăi spre tot lucrul cel bun. Diaconia ta să o pălnească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cu șpurile și în vecii vecilor. Binecuvintează, Stăpâne! Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce umple de bună dezorirea ta, nu-i se vor cale mutului
se face strâmbător de îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Bine ești cuvântat, Doamne! Care și are cu pace Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Părăzește pre noi Dumnezeu, Dumnezeu, prea sfânta, curată, prea rea, prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, laude sufletea mea pe Domnul, lăuda mea pe Domnul în viața mea, cânta pe Dumnezeu, mă bine și voi fi numai nădăjduit. Voi este Fiul oamenilor, pentru care nu este mântuire, ieșirea Duhului și se vor întoarce în pământul său, în ziua ce vor primi toate gândurile lor fericit. Este căruia Dumnezeului, acum este ajutorul lui, nădejdea despre Domnul Dumnezeului, spre cerul și au făcut cerul și pământul mare și toate cele ce sunt întrânsele spre cerul. Ce păzește adevărul în vreau, spre cel ce face judecată celor nepăstuiți, spre cel ce te crave celor făguiți, Domnul, despre alege ce fierecați în obiți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul ridică pe cei surpați, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei străini, pe săracul și pe vreduvă va primi, și calea păcătoșilor o va pierde, împărăția Domnului vreau. Dumnezeu tărseoare ne-am și noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor amini. Unule născut Fiule și cuvântul lui Dumnezeu cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră pentru poc din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbată într-o pas și răstignitul de Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moartea ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună să
face nistitite de bărbat pentru aceasta. Te-a și tăiat împrejur ca un om avut de zi. Slavă Sfântului Tău celui prea bun, slavă rânduielii Tăi. Slavă smerenitare unui iubitorului de Tu ești Dumnezeu.
lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce l-a înviat pe El de morți. Pace ție, Sfințite Scripturile! Duhului Tău, aleluia, 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 Doamne,
sărbătoarea tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru mai mulți mai însemnat este să audă că este Sfântul Vasilie. Pentru alții este mult și mai însemnat să audă că este anul nou pe stil vechi. Iată că Evanghelia de astăzi vine să răstoarne a noastră gândire pământească, care ne legăm de calendar, de data fixă, de un moment fix. Noi vrem să știm când, la ce oră, când decolează, când aterizează, când se va naște, când va muri, când ne vom naște, când vom muri, când ne vom îmbolnăvi. Vrem să știm exact. Am vrea să știm, de fapt. Asta vrem noi să demonstrăm în a noastră viață, pentru asta ne luptăm, ca să dăm anumiți termeni exacti care se corespundă cu așteptările noastre. Iată că Evanghelia de astăzi este credințe noastre creștini ortodoxe. Frate, cu Sfântă Sărbătoare de astăzi, vă zicem și cu Doamne Duh. Vă zicem poți din tot sufletul și din tot bugetul nostru să zicem Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne ție, auzi-ne și Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru prea fericiții patriarhi ortodoxi și pentru Domnul nostru, în al preasfințitul mitropolit Vladimir și pentru toți frații noștri, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru Dumnezeu păzită țara noastră, stăpânirea, oaste și poporul ei, pentru sănătatea, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru cei mai dinainte adormiți, părinții, frații noștri, drepăritori creștini, care odihnesc aici, pretutindeni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, celor care își sărbătoresc ziua numelui în cinstea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, celor care își sărbătoresc ziua de naștere, Vasile, Victoria, Cristina, Igor, enoriașilor, ctitorilor și binefăcătorilor, Sfânt Lăcașului acestuia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Cu cei ce am darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osteneți, pentru cei ce cântă, pentru cei care aduc daruri și pentru tot poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Nemilostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dar totuși, pentru a ta iubire de oameni ce negrăite și nemăsurate, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru de Dumnezeu. Și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe, ce și mărăsit, că tu singur, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești cele cerești și cele pământești, care te pot
aduci față la mine să mă repus dintre slujitorii tăi și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea din păcătosul și nevrednicul robul tău. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți. Îți lași Dumnezeu Bogu și ție slavă înălță împreună cu celui fără de Ai Sfântului Maria.
pe care primind-o Sfântul și cel mai presus de cerul și Duhovnicescul Tău și Sfântul Dumnezeu, trimite-ne o sală Sfântului Dumnezeu și privește spre Sfânta aceasta noastră și oprimește pe Sfântului Dumnezeu, dacă-ne Abel, jertfii noi, ardele tuturor lui Avraam, preoția lui Moise și Abel, și jertfii de pace a lui Samuel și adevărate, așa privește, scumpire noastră, pentru ca învrednicindu-ne ascultare, la Sfântul Tău jertfenic, să apoi plata credincioșilor și înțelepților economi, în ziua aceea, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubite voi, Doamne, virtutele Domnului, sfântările mea și scăparea mea și izăvitorul meu, iubite voi, Doamne, Hristos, 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 Hrist
dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Asupra tine a fi asemenea ție, Dumnezeu Tatăl, cine
Dumnezeu fiind mai înainte de veci, pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit și din sfânta fecioară, pentru Dumnezeu s-a smerit de sine timp de rând, făcându-se pe sine asemenea cu chipul smerit, ca să ne facă pe noi asemenea chipul slavii sale, că de vreme ce prin om a intrat păcatul în lume și prin păcat moarte, a binevoit unul născut fiul tău, cel ce este în sânurile tale, Dumnezeu Tatăl, să se nască din femeie, din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și Mântuitoare Fecioară Maria, făcându-se sub lege, ca să mă sfântească păcatul în trupul său, pentru ca cei morți, pentru Adam, să învieze pentru însuși Hristos, și viețuind El în lumea aceasta, dându-ne poruncile de mântuire, scoțându-ne pe noi din rătăcirea idolilor, ne-a adus la cunoașterea Ta a adevăratul Dumnezeu și Tatăl, agonisindu-ne pe noi să ieși, popor ales preoție împărătească neam sfânt și curățindu-ne prin apă și sfințindu-ne cu Sfântul Duh, s-a dat pe sine schimb morții în care eram ținuți, fiind vândut și plecat și bucurându-se prin cruce înghiat ca să plinească toate ale sale, a nimicit prânile morții și în vina treia zi și tare făcând oricărui trup la învierea și de morți, că nu era cu putința a fi ținut sub stricăciune începătorul vieții, făcutu-s-a începătură celor adormiți, întâi născut din morți, ca să fie însuși începătorul tuturor și în toate. Și, suindu-se la ceruri, așezut de-a dreapta slavei tale pentru înălțime, care iarăși va să vină ca să răspundească fiecăruia după faptele sale, și ne-a lăsat nouă aduceri aminte de patima sa cea mântuitoare, aceste pe care le-am pus înainte, să meargă la cea nevoie și pururea pomenite și de viață făcătoare moartea sa, în noaptea în care s-a dat pe sine însuși pentru viața lumii, luând pâinea în sfintele și preacuratele sale mâini, arătând-o ție lui Dumnezeu Tatăl, mulțumind, binecuvântând, sfințind și frângând. A dat sfinților săi, ucenici și apostoli, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul din roada viței lui, amestecând, mulțumind, binecuvântând și sfințind. A dat sfinților săi, ucenicii apostoli, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să faceți pentru pomenirea mea, că ori câte vorbiți, voi bea pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea mea, cea mătătă de viață, îngroparea cea de trezire, înfierea cea de morți, înălțarea cerului, șederea de-a dreapta ta al Dumnezeu Tatăl și slăvita
care ne-am împrednicit a spuși Sfântul Tău cerpez, pentru dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru a ta milă și îndurări pe care le-ai vărsat cu hărțosință peste noi. Îndrăznim, ne apropiem de Sfântul Tău cerpez și punem înainte cele ce închipuiesc Sfântul Tău și Sfântul Sânge al Hristosului Tău. Ție ne rugăm și de la Tine cerem, Sfinte al Sfinților, bunăvoința, bunătățitare, să vină Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darul acest și pus înainte, și să ne binecuvinteze Dumnezeu, și să ne sfințească, și să ne arate. Pâinea aceasta, adică însuși cinstitul al Duhului și Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Iar ceea ce este în potirul acesta, însuși cinstitul sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care s-a vărsat pentru viața lumii. Iar pe noi, pe toți care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești cu unul altul pentru ziua aceea Sfântul și pe niciunul dintre noi să nu ne faci a ne împărtăși cu Sfântul Trup și Sângea Hristosului Tău spre judecată sau osândă, ci să aflăm milă și har împreună cu toți sfinții care din viață au binecuvântat, cu strămoșii, părinții, patriarhii, prorocii, apostolii,